seara, sunt Sorina Obreja și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Aproape de miezul nopții și fără să anunțe opoziția, socialiștii și cei de la Pentru Moldova s-au adunat la Parlament și au votat în lectură finală proiectele bugetelor pentru anul viitor. Sectorul 2-27, sectorul 3-1. Un tânăr a fost împușcat azi dimineață pe o stradă din sectorul Botanica și se află acum la spital. Suspectul este fratele procurorului șef de la Ștefan Vodă, fost ofițer al serviciului Vamal. Poliția a publicat o poză cu singurul indiciu pe care îl are în cazul fetei care a fost găsită carbonizată pe un câmp din Florești. Este vorba de un cercel. După altercațiile de ieri din fața Parlamentului, agricultorii au ieșit și astăzi la protest. Aceștia au blocat bulevardul Ștefan cel Mare și au scandat că vor anticipate. Cu o oră înainte de miezul nopții, socialiștii, deputații Șor și neafiliații plecați de la Pro-Moldova au votat proiectele bugetelor pentru anul viitor și au plecat în vacanță. Opoziția nu a fost anunțată despre ședința nocturnă, dar câțiva deputați au aflat și au venit. Ei au scandat și s-au împotrivit, spunând că legile ascund interese obscure. Sectorul 1-28. Sectorul 2-27, sectorul 3-1. Deși am anunțat inițial că proiectele bugetelor vor fi puse în discuție în plen la ședințele de astăzi și mâine, deputații majorității neformale s-au întrunit după ora 22. Noaptea, aceștia au convocat și ședința Comisiei Economie, Buget și Finanțe, la care deputații din opoziție nu au fost invitați. La ora 9 seara faceți ședința Comisiei Economie. Ce faceți? Împărțiți milioane? Schemele? Vă rog frumos să întrerupeți ședința. Acum, până în momentul în care vine presa și vine înregistrare video. Asta este inacceptabil. Parlamentarii s-au arătat indignați că nu au fost prezenți la analizarea amendamentelor propuse de ei la cele trei proiecte de bugete. Mulțumim pentru invitație la comisie, domnule președinte. Da, iată, un membru cu drepturi de pline a venit abia acum, nici n-a fost anunțat. Când ați scris, domn președinte? Nu, eu cred că măcar scuză puteți să cereți la doamna deputat. Eu am scris. Nu, acum, e ca să audă toată lumea. Elementar, scuză de cereți. Rădă. Păi, doamne, dați-mă ce faceți. Ai stimă puțin. Să dumneavoastră aveți stimă față de membru. O să clarifice ei între dânsi. Bun, eu sunt membru. Vă duci la ambasador, nu știu, naiba, și a lăsat un haos mai mare decât dumneavoastră, domnul Galbăciuc. Să fie rușine. Rușine să fie. PSRM și Pentru Moldova s-au adunat în plen, iar după ce a fost votat proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul viitor, în sală și-au făcut apariția și câțiva deputați din opoziție. Vă mulțumesc, domn președinte. Stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră. Legea. Azi asistăm la criminalizarea acestui parlament. Trei grupe criminale s-au înțeles și fac acum, în detrimentul cetățenilor, această ședință la miez de noapte. Nu a fost așa ceva în istoria Moldovei, nici în timpurile lui Plăhătniuc, dar se vede că dirijează bine și are mai bune elevi. Ce drept voi ați avut să faceți ceea ce faceți acum? Cine vă împuternicit să votați amul la 23 de noaptea? Avem mâine, ședință de mâine, ședință de vine. Ce se întâmplă? Toată prostituția politică o să fie taxată. Parlamentul muncește regulamentar. Deputații s-au certat între ei și și-au aruncat replici. Dumneavoastră ați împărțit banii cu Șor. Peste remiul, dumneavoastră ați vorbit de oligarhizare sau ce ați mai vorbit despre lupta împotriva coților. Acum votați cu ei, împărțiți țara. Le-o dați lor. Eu vă rog să reflectați foarte mult despre asta. Țara pur și simplu se vinde pe bucăți. Și cel mai bun lucru pe care trebuie să-l faci dumneavoastră este să spuneți că această porcărie trebuie să oprească. Să vă dați demisia. Totuși, socialiștii și cei din Pentru Moldova au continuat ședința în timp ce opoziția scanda. Coldul bugetar de 13,984 miliarde. Partidul Democrat, când a fost la guvernare, a făcut foarte multe greșeli. De asta și-a pierdut guvernarea. Și una din greșelile pe care le-a făcut era netransparența și voturile pe care le aproba inclusiv proiecte de legi de genul ăsta noaptea. Că odată și odată are totul în sfârșit. Și așa cum a avut și Partidul Democrat la guvernare pentru astfel de
momente, o să aveți și voi. Chiar și proiectul legii bugetului pentru anul viitor a fost votat pe fundalul huiduielilor celor din opoziție. Unii votului aprobare pentru lectura a doua proiectului 475 din 1 decembrie 2020, lectura a doua. Cine este pentru, rog să votați. Sectorul 1, 28. 28. Sectorul 2, 27, sectorul 3, 1. 56 de voturi proiectul este. Între timp, Zinaida Greceanu i-a închis ședința și a propus să fie încheiată sesiunea de toamnă-iarnă, iar deputații au plecat în vacanță. Legile votate ieri de Parlament la miez de noapte vin să susțină o serie de proiecte ale fugarului Lanșor, care vrea, printre altele, să transforme magazinele sociale în farmacii, susțin deputații din opoziție. PAS, Platforma DA și Promoldova afirmă că le vor contesta la Curtea Constituțională. Reacții despre felul netransparent și abuziv în care au fost votate legile au venit și de peste hotare. Cele mai multe discuții s-au stârnit în jurul legii privind activitatea farmaceutică. Modificările prevăd liberalizarea prețurilor pentru medicamentele care se vând fără rețetă, ceea ce permite vânzătorilor de medicamente să pună ce prețuri vor la acestea. Totodată, legea prevede limitarea adausului comercial la medicamentele compensate, ceea ce, potrivit opoziției, poate duce la dispariția unor medicamente din farmacii, pentru că va scădea interesul comercial al companiilor. La fel, medicamentele fără rețetă vor putea fi vândute peste tot, în magazine, supermarketuri, benzinării și alte locuri. Totodată, în urma acestor modificări, la orice colț ar putea apărea farmacii ambulante. Modificările au fost propuse de fracțiunea Șor. Ceea ce a făcut ieri majoritatea criminală PSRM Șor la capitolul sănătate este dezastruos. De facto, ei au pus cruce pe sistemul farmaceutic din Republica Moldova. Prețurile la medicamentele eliberate fără rețetă vor crește. Medicamentele compensate vor începe să dispară din farmacii, iar la fiecare colț de stradă te va aștepta câte o gheretă ambulantă al ușor, de unde se vor vinde medicamente de proastă calitate, punând în pericol viața oamenilor. Și Liviu Vovc de la Platforma DA a spus că legile adoptate ieri de majoritatea neformală vor duce la monopolizarea pieței farmaceutice. Cel mai cinic amendament care a fost înregistrat pentru a doua lectură este de a scoate limita pentru adaos comercial la medicamentele care se vând fără prescripție medicală. Adică, vitaminele, antiviralele, bronhodilatoarele, medicamentele care se folosesc pentru tratarea infecției COVID, vor putea fi vândute de farmacii la prețul care și-l doresc farmaciile, adaosul comercial nemai fiind reglementat de lege. Vovc a precizat că va contesta legea la Curtea Constituțională. Andrian Candu însă susține că, de fapt, votând aceste legi, socialiștii îl ajută pe Igor Dodon să se răzbune pentru că a pierdut alegerile. Pe ascuns, iarăși, ieri seara, neanunțat, au luat mișelește, hoțește și au votat politica bugetar-fiscală și legea bugetului. Fără să vină cu soluții față de agricultori, fără să vină cu soluții pentru economie în general, pentru mediul de afaceri, pentru oameni, pentru cetățeni legate de salarii, de pensii și multe altele. Au împărțit banii între ei, Partidul Socialiștilor și fracțiunea Șor. Candu a spus că în aceste zile va face o analiză a consecințelor pe care le aduc aceste legi asupra economiei și va sesiza curtea. Și acum nu se întâmplă altceva decât pregătirea terenului pentru a intra în alegerile anticipate parlamentare. Iar socialiștii au ieșit astăzi în fața presei ca să spună că proiectele sunt extrem de bune, precizând că felul în care au fost elaborate este tot ce își poate permite Republica Moldova în aceste momente. Iar explicația că au fost votate pe furiș a fost că... Мы не допустили того, чтобы страна вступила в 21 год в условиях хаоса, когда не приняты
основные документы, финансовые документы государства. Reacții au venit și din afara Republicii Moldova. Ministerul Român de Externe a scris că, în calitate de principal partener al Republicii Moldova, România reiterează îngrijorarea cu privire la deciziile nedemocratice și netransparente adoptate la 16 decembrie 2020 de această coaliție parlamentară, fără respectarea normelor parlamentare în vigoare, fără o consultare publică adecvată, fără a ține cont de principiile statului de drept, precizând totodată că legile au efecte negative asupra dezvoltării statului. Și europarlamentarul Siegfried Mureșan a condamnat modul netransparent și fără a respecta prevederile legale în care au fost adoptate legile bugetului, iar publicația germană Deutsche Welle a titrat că Parlamentul de la Chișinău s-a transformat într-un club de noapte în care câteva grupări își împart la miezul nopții schemele de contrabandă, banii țării și sferele de influență. Ambuteiaje și trafic blocat pe traseul Chișinău-Leușeni. Localnicii din Lăpușna au protestat astăzi după ce primăria a fost vândută unui consilier, iar angajații nu ies la muncă de două zile. Poliția, primarul și un consilier raional au fost prezenți dacă s-a ajuns la un numitor comun, aflați în jurnal. Autoritatea Națională de Integritate susține că după modificările făcute astă noapte în Parlament la legea care vizează ANI, poate să arunce la coșul de gunoi mai multe dosare. Printre acestea, cel care investigează vacanțele de lux ale lui Igor Dodon, dar și altele pe numele unor deputați socialiști. Reprezentanții majorității care și-a dat votul nu ne-au răspuns la telefon pentru comentarii. Reducerea termenului în care poate fi efectuat o procedură de control pe averi. Deci dacă la moment acest termen constituie 3 ani, deci el a fost redus la un an de la încetarea funcției. Autoritatea examinează în prezent 55 de dosare deschise pe numele unor actuali și foști deputați pentru conflict de interese, declarație de avere și incompatibilitatea de funcție. După ce proiectul privind modificarea legii cu privire la ANI a fost votat în lectură finală, dosarele vor trebui reexaminate, iar cele al căror termen a expirat automat vor fi încetate. Într-o bună parte din ele, acest an deja este depășit. Dar cum ați văzut în lege, scrie expres că procedurile care se află la moment în control la autoritate continuă potrivit prevederilor noii legi. Printre dosarele pe care ANI ar putea să le închidă din cauza schimbării termenului în care pot fi examinate, se numără cel în care sunt investigate vacanțele de lux ale lui Igor Dodon, care în timpul mandatului său de președinte și-ar fi permis să se odihnească în destinații exotice, deși veniturile declarate sunt mai mici decât cheltuielile pentru aceste deplasări. Acest subiect vizează activitatea Parlamentului, a răspuns scurt serviciul de presă al președinției la întrebările noastre legate de posibilă închidere a acestei investigații. Totodată, în vizorul ANI se află și câțiva deputați, cum ar fi socialistul Bogdan Țârdea, care este cercetat pentru posibilă încălcare a regimului juridic, ce ține de declararea averii. Dar și deputatul Grigore Nova, care nu ar fi trecut în declarația sa de avere bunuri în valoare de 500.000 de lei. Și aceste anchete ar putea ajunge la coșul de gunoi, spun responsabilii de la ANI. Astăzi, cei doi nu ne-au răspuns la apeluri. Alt moment ar fi cu aplicarea sancțiunii pentru încălcare prevederilor legii. Dacă în redacția actuală sancțiunea disciplinară poate fi aplicată în termen de 6 luni de la rămânerea definitivă a actului, prin modificarea propusă, deja termenul o să fie de un an de zile de la data comiterii faptei. Serviciul de presă al Partidului Socialiștilor nu ne-a răspuns la telefon. Într-o conferință de presă, deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, a declarat că legea a fost votată pentru ca dosarele în care sunt vizați anumiți deputați să fie încetate. Au venit acești parlamentari de la PSRM cu o lege prin care, de facto, se autoamnistiază. Da? Deci, modificările care au fost adoptate ieri la legea ANI-ului nu înseamnă altceva decât o grațiere mascată a celor care nu își pot justifica averile. Deputatul a mai spus că fracțiunea va depune sesizări la Curtea Constituțională. Proiectul privind modificarea activității Autorității Naționale de Integritate a fost votat aseară, aproape de miezul nopții, în ambele lecturi, de deputații socialiști și cei de la Pentru Moldova, din care fac parte și parlamentarii din fracțiunea Șor.
Fratele procurorului șef de la Ștefan Voda a împușcat azi dimineață un tânăr în vârstă de 17 ani în sectorul botanic al capitalei. Băiatul a ajuns în stare gravă la spital și a fost operat. Potrivit poliției, Maxim Guzic, fost ofițer al serviciului Vamal, a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat pentru tentativă de omor. Incidentul s-ar fi produs în această zonă din sectorul botanică. Nu știm unde anume, aici este un parc și un centru de medicină. Poliția susține că a fost chemată de locuitori care au auzit împușcături. S-a întâmplat în jurul orei 4 dimineața. Veniți la fața locului, oamenii legii au depistat că tânărul de 17 ani a fost împușcat, fiind rănit grav. El a fost transportat imediat la Institutul de Medicină Urgentă din capitală, unde a fost operat. Pacientul a fost adus cu o plagă în regiunea gâtului, în stare gravă, dar stabilă. Vorbea cu medicii. La moment este internat în sesiune de terapie intensivă, la fel în stare gravă, dar stabilă. Cel care a împușcat în tânăr este fratele lui Vlad Guzic, fost procuror din cadrul Procuraturii Chișinău, anul acesta fiind numit procuror șef la Ștefan Vodă. Maxim Guzic este fost anchetator din cadrul serviciului Vamal. Ex-ofițer, din câte cunoaștem la ziua de azi, noi îți facem interpelările respective, dar e ex-ofițer. Guzic a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat penal pentru tentativă de omor. Potrivit poliției, suspectul deținea arma legal. Am încercat să aflăm care este motivul incidentului, dar poliția ne-a spus că nu ne poate oferi deocamdată detalii. După ce s-au bătut ieri cu poliția, agricultorii au revenit astăzi la protest în fața Parlamentului, unde își țin tractoarele și acum. Aceștia au scandat că vor anticipate și au cerut demisia guvernului. Timp de jumătate de oră au blocat bulevardul Ștefan cel Mare, iar poliția a format cordoane în fața legislativului. De la primele ore ale dimineții, agricultorii s-au adunat în fața Parlamentului, scandând că vor anticipate. Nemulțumiți că nu au primit compensații pentru culturile afectate de secetă, oamenii spun că nu vor renunța la proteste. Prima lovitură care am primit-o într-un an de secetă suntem noi agricultori. Și cum suntem noi tratați în cazul dat? Plânge inima în noi, plânge sufletul. Băiatul cel mic mă întreabă, tată, de ce plângi? Îi de plâns, oameni buni. Și acest bărbat cu lacrimi în ochi și drapelul în mâine a venit astăzi la protest în susținerea agricultorilor. Ne trezim odată ca neam și scuturăm, dăm jos hoții și bandiții, să punem dreptate în capul mesei. Pentru aici care au furat băncile și așa mai departe, ei fac legile, ei dirijează, ei au furat, ei fură tot și ei dirijează în țara asta, nu se mai poate. La un moment dat, oamenii s-au îndreptat spre președinție și au blocat bulevardul Ștefan cel Mare. Noi nu suntem cum înaintez aici, noi am venit să ne scoatem drepturile noastre. Azi o mână de oameni, mâneam mai mult. Jos guvernul și eu strâng de o lună de zile în urmă, fiindcă așa atitudine față de oameni, un om de stat nu poate să trateze sute de mii de țărani în halul cum ne-a tratat el, ministrul agriculturii și prim-ministru. Spiritele s-au încins după ce carabinierii au îndemnat protestatarii să elibereze strada pentru ca transportul public să poată circula. Nu apărați bandiții! Noi nu apărăm, noi apărăm edificiul și bună funcționarea lui. Apoi oamenii s-au îndreptat spre Parlament, unde au continuat să scandeze. În fața fermierilor au ieșit câțiva deputați de la platforma DA, printre care și Alexandru Slusar. Noi ieri am văzut niște exemple crase ale prostituției politice, târguri obscure între trei grupări criminale, Dodon, Șor și Plohotniuc. Să nu credeți că nu au fost urmele lui Plohotniuc ieri. Plohotniuc a fost la el acasă ieri. Ieri au cumărit parlamentarismul la cel mai jos nivel. Și ieri agricultorii au protestat la Parlament și s-au ajuns la altercații când aceștia și-au urcat tractoarele pe scările din fața clădirii. Mascații au intervenit ca să-i oprească, au format cordoane și au folosit gaze lacrimogene, iar fermierii au aruncat cu apă și sticle în scutieri. 5 angajați ai mai ei au fost răniți. Începe migrația pachetelor pentru moldovenii din străinătate. Cei de aici pregătesc colete cu tot felul de bunătăți ca să le mai aline dorul de casă. Vrem să transmitem un colet unei rude din Paris. Italia. Cadea nouă, cadouri.
și cei de peste hotare care nu pot să fie alături de rude de sărbători, bucură cu daruri, vă arătăm forfota de la punctele de primire a coletelor în jurnal. Localnicii din comuna Lăpușna au blocat astăzi șoseaua Chișinău-Leușeni. Oamenii au protestat după ce sediul primăriei a fost vândut unui consilier local. Traficul a fost sistat și s-au format ambuteiaje, iar mai multe echipaje ale poliției au fost mobilizate. Săptămâna viitoare, consilierii locali se vor întruni și vor decide în ce condiții va fi reluată activitatea primăriei. Până atunci, angajații nu vor ieși la muncă. Cerim dreptate! Acum ai spus, forță fizică! Hai, unde-i legea? Unde-i dreptate în țara noastră? A rămas un sat întreg fără primărie. E o rușine națională a Moldovei. Zeci de locuitori din comuna Lăpușna au blocat traseul național Chișinău-Leușeni. Oamenii protestează pentru că primăria lor a rămas fără sediu. Circulația a fost blocată, iar polițiștii au format un cordon pentru a face posibilă circulația rutieră. Pentru că primăria a rămas fără sediu, angajații nu ies la muncă de două zile, iar asta i-a nemulțumit pe localnici. Directoarea grădiniței din comună susține că instituția riscă să rămână fără produse alimentare pentru anul viitor. Cum se fac contractele de achiziționare a produselor alimentare care trebuie să fie semnate? Pentru anul viitor noi rămânem fără produse alimentare. Și acest bărbat susține că are de urgență de semnat mai multe documente și nu poate. Am copii invalide, nu îmi trebuie să fac documente cu copii. Adresăm la primar, o iscăritură, dar nu numai eu sunt, mai sunt oameni. Nu se face așa. Unii șoferi care nu au putut înainta din cauza că traficul a fost blocat s-au revoltat. Noi nu avem primărie, nu avem primărie. Și eu și vinovat cu ea, dar noi vrem să moară om că... Alții s-au solidarizat cu protestatarii. Oamenii trebuie să scoată dreptatea înapoi, asta e... normal. Polițiștii încercau să mențină ordinea publică în timp ce protestatarii scandau. Este o acțiune neautorizată, nedeclarată, care lezează drepturile unor alți cetățeni care au dreptul la liberă mișcare, deplasare. Ce riscă manifestanții, șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Hâncești nu ne-a putut spune. Ulterior, însă, primarul, care a fost și el la protest, a fost amenințat cu răfuială fizică dacă oamenii nu vor elibera traseul. Acum ai spus, forță fizică! Hai, na, păpțin! Funcționarul susține că despre faptul că primăria nu are un sediu se știa de mai mulți ani în raion. Toți știu că Lăpușna nu are primărie, dar nu vreau să intre în esență de ce nu are primărie Lăpușna. De ce sediul a luat? Primarul afirmă că nu este clar cum a fost privatizat sediul primăriei în anii 2000, iar anul trecut vândut unui consilier local. L-am apelat la Procurorul Republicii și nimică. Se mută de la Procurorul Republicii la CNA, de la Procurorul Republicii la Procuratura Hâncești. Acum, la moment, noi suntem în litigiu și dosarul dat cu 5 obiecte și primăria e la anticorupție. Și vrem să știm, vrem să noi trimitem o scrisoare să vedem la ce etapă e dosarul. Un reprezentant al Consiliului Raional Hâncești a venit să discute cu oamenii la protest. Noi azi ne întâlnim, dar eu cred că de mâine trebuie primăria să începe activitatea așa cum trebuie. Noi astăzi vrem să... Dar n-am să dovediți că trebuie să ne ducem. Eu vă spun că noi peste o oră de vreme spun și ce am întrepris la Consiliu. La Consiliul Raional Hâncești s-au întrunit reprezentanții ai Procuraturii, ai Poliției, ai Comunei Lăpușna, consilier raional, fostul și actual proprietar al clădirii, unde s-a decis că luni va avea loc o altă ședință, iar consilierii locali vor negocia în privința rendei spațiului pentru o perioadă de un an. Până atunci, primăria va fi închisă. Acum două zile, clădirea a fost înconjurată de mascați și polițiști, iar angajaților nu li s-a permis să intre. La 5 zile după descoperirea unei crime cumplite la Florești, poliția nu poate descurca istoria. Oamenii legii au cerut ajutorul cetățenilor ca să o identifice pe tânăra găsită arsă pe un câmp. Ei spun că singurul indiciu găsit este un cercel și au publicat poza acestuia. Potrivit oamenilor legii, tânăra ar avea vârsta cuprinsă între 16 și 20 de ani. Corpul neînsuflețit al acesteia a fost găsit sâmbătă pe un câmp din preajma localității Nicolaevca din Florești. Poliția a publicat câteva semnalmente ale femeii. Înălțimea 1,65 m, corpulență slabă,
Perboxid de culoare blond roșietic, coroană dentară integră, dinții sunt toți natural, mărimea tălpii piciorului aproximativ 35. Oamenii legii spun că la fața locului au fost depistate și ridicate fragmente de lenjerie, un maiou de culoare roșie și cercei de aur. Poliția îndeamnă cetățenii care dispun de informații privind identificarea tinerii să sune la numărul 112. Deocamdată nu este clar cum s-a petrecut tragedia și nu există niciun suspect. Rusia își va retrage trupele din regiunea transnistreană când vor exista condiții și după ce conflictul va fi soluționat. Declarația a fost făcută de Vladimir Putin la conferința sa anuală. Liderul rus a ținut să precizeze că Maia Sandu a cerut retragerea trupelor nu doar în calitate de președinte al Republicii Moldova, dar și ca exponent al țărilor occidentale, fiind și cetățean al României. Мы давно слышим представителей различных западных стран о том, что нужно вывести наш миротворческий контингент. А Майя Сандру, она является президентом Молдовы, но она в то же время является гражданкой Румынии. Но мы услышали представителей западных стран о необходимости вывести контингент. И в целом мы за то, чтобы вывести, как только созреет соответствующая обстановка. Как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы, как только пойдутся по пути мира, примирения ситуации, мы за это. Vladimir Putin a pomenit și despre planul COSAC, care, în opinia sa, ar fi eșuat din cauza Occidentului, dar care ar fi soluționat problema transnistreană. Мы уже были близки совсем с бывшим президентом Воронином к этому. Но в последний момент тоже представители западных стран на него нажали, он отказался, отошел от прежних договоренностей. И решение вопроса, приднестровского вопроса, было отложено на неопределенный срок. Зачем? Почему? Непонятно. Я потом спрашивал своих коллег из Евросоюза, зачем вы это сделали? Ну, вот так получилось. Ну, сейчас не будем туда вдаваться в подробности. Значит, но рано или поздно эта проблема должна быть решена. După ce a fost aleasă în funcția de președinte, Maia Sandu a declarat că grupul operativ al trupelor ruse trebuie să plece din Republica Moldova, iar misiunea de pacificare trebuie transformată în una civilă sub mandat OSCE. Apelul a fost criticat la Moscova de mai mulți oficiali, iar ministrul rus de externe l-a numit irresponsabil, deoarece ar putea duce la noi vărsări de sânge în stânga Nistrului. Anularea legii miliardului poate duce la decapitalizarea băncii naționale și la izolarea țării noastre din punct de vedere financiar. Este declarația făcută de guvernatorul BNM după votul dat ieri de coaliția neformală PSR Meșor. Octavian Armașu spune că cel mai mult vor avea de suferit oamenii cu venituri mici. Dacă Banca Națională va fi decapitalizată, atunci aplicarea acelorași instrumente de către Banca Națională va duce până la urmă la tipărire neacoperită de bani și la o inflație și mai mare. Și asta va lovi cine? Păturile cele mai vulnerabile din societate. Deci noi de aici strigăm că da, povara pe umerii cetățenilor, dar trebuie să înțelegem că anularea acestor VMS-e, în primul rând, va lovi oamenii cei mai vulnerabili din punct de vedere social. Totodată, Octavian Armașu susține că acea lege a miliardului prin care statul s-a angajat să acopere gaura creată în urma furtului miliardului din 2014 timp de 25 de ani ar putea să scadă din încrederea partenerilor externi și să lipsească Republica Moldova de credite. Deci creditorii externi, prin intermediul FMI-ului, vor să asigure că statul Republica Moldova are capacitatea de a deservi datoria și de a rambursa. Și atunci, anulând aceste VMS-uri, Banca Națională rămâne decapitalizată, creditorii externi nu vor mai acorda credite statului Republica Moldova. Sau, cu alte cuvinte, avem riscul Banca Națională, Republica Moldova, să fie izolată din punct de vedere financiar. Ieri, deputații Partidului Șor, împreună cu socialiștii, dar și neafiliații din Pentru Moldova, au votat pentru anularea legii miliardului prin care statul s-a angajat în 2016 să acopere paguba creată în urma jafului din 2014. Inițiativa a venit din partea PSRM, care susține că banii economisiți pot fi alocați pentru nevoile agricultorilor, lucru care opoziția îl consideră o declarație populistă și imposibil de realizat. La
dat cu izău ca în familia profesoarei care crește singură 4 copii, 3 dintre care au fost aduși de la orfelinat, pregătirile pentru sărbătorile de iarnă sunt deja pe final. Bradul a fost împodobit, scrisorile trimise lui Moș Crăciun, iar colindele învățate bine. Larisa Duca spune că după ce acum 3 ani ea și micuții au fost protagoniștii campaniei Dăruiești și Câștigi, a înțeles cât de mult înseamnă generozitatea și a deschis o cantină socială în sat. În satul Cuizeuca, moșul este deja așteptat cu nerăbdare de cei mai mici ai casei, care spun că au fost cuminți în acest an. Cristian, mezinul familiei, a învățat și o poezie pentru Moș Crăciun. Moș Crăciun, cu plece albe a sosit pe minameț. Și frații săi s-au pregătit să-l întâlnească pe moșul. Steaua strălucește, magilor vestește. Acum câțiva ani însă copiii nu aveau parte de sărbători. Doar de când a venit aici Moș Crăciun vine pe la noi. Când eram încă acasă la noi, nimeni nu vine. Împreună cu soțul ei, Larisa l-a adus pe Denis și pe cei doi frați ai săi de la internat, iar mai apoi femeia a rămas însărcinată. La scurt timp, soțul ei a decedat fiind răpus de o boală, iar profesoara a rămas singură cu 4 copii. Deși erau multe greutăți, ea era decisă să-i țină acasă alături de ea pe toți și să le fie mamă în egală măsură. Impresionați de povestea și de curajul femeii, telespectatorii au venit în vizită până la Rezina, la familia numeroasă, le-a dus daruri și au donat bani. Aveți un cec în valoare de 62.282 de lei donați de către telespectatorii noștri. Din banii câștigați, mama celor 4 copii a reparat casa și le-a dus căldura în sobă și în suflete. Am reparat sala unde a fost camera, unde a fost până acum, coridorul de aici, l-am amenajat că aici era peretele în beton și am transferat aici bucătăria, am luat și mobilierul, am izolat termic pereții pe din afară, 3 pereți, cel de-al 4 o să-l izolăm de grabă. Și am început deja construcții deja pe în fața casei, terasă. Larisa spune că după ajutorul pe care l-a primit la emisiunea Dăruiești și Câștigi, a înțeles că trebuie mereu să împarți puținul pe care îl ai cu cei nevoiași. Am deschis un ONG, ProImpuls, și în baza acestui ONG deja activează al 3-lea an o cantină socială în comunitate. Sperăm să reușim să alimentăm cei 30 de bătrâni care îi avem înregistrați pentru aceasta. Am învățat o lecție pentru viață. Dacă primești, trebuie să știi și să dai. În acest an de pandemie, femeia spune că au petrecut mai mult timp împreună, cântând și dansând în pauzele de la orele online. Tatiana a învățat între timp să cânte câteva note la clape. Totuși, copiii spun că le-a fost dor de școală și că au revenit în clase cu mare drag. Unde mai mult ți-a plăcut, acasă sau la școală? La școală. La școală. Nu ți-a plăcut online? De ce? Nu înțelegem nimic. Era un pic mai complicat. La școală când am venit am înțeles de dat tot. Acum, datorită telespectatorilor noștri, în casa Larisei Duca se aud mereu hohote de râs de copii, fericiți și plini de viață. Cei care planifică o călătorie în România trebuie să știe că autoritățile de peste Prut au impus din nou carantina pentru moldoveni. Mai multe detalii aflăm de la colega noastră, Daniela Andreev. Daniela, bună seara! Bună seara, Sorina! Bună seara, doamnelor și domnilor! De mâine, moldovenii vor trebui să stea 14 zile în carantină la intrarea în România. Asta pentru că Republica Moldova a fost inclusă din nou în lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Măsura izolării la domiciliu a fost suspendată încă din 26 octombrie. În continuare, moldovenii au restricții la călătorii neesențiale în majoritatea țărilor Uniunii Europene. De exemplu, dacă aceștia vor să călătorească, trebuie să o facă doar în baza unor motive întemeiate, certificate prin permis de ședere,
viză de reședință sau contract de muncă, cum ar fi cazul Germaniei. În continuare, în țările unde nu există restricții de călătorie, cum ar fi Irlanda, moldovenii trebuie să stea 14 zile în carantină, iar dacă vor să meargă în Bulgaria, trebuie neapărat să prezinte un test negativ la COVID. În același timp, astăzi, în Republica Moldova, înregistrăm încă 1590 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, bilanțul celor infectați apropiindu-se ușor de 132.000. Virusul a mai răpus astăzi 24 de oameni, dintre care 3 sunt lucrători medicali. Cam acestea au fost informațiile, Sorina. Daniela, îți mulțumesc. Vaccinarea contra COVID va începe în toată Uniunea Europeană în aceeași zi, pe 27 decembrie. Asta ar fi decis Comisia Europeană. Agenția Medicamentului din UE ar putea da aprobarea finală pentru vaccinul dezvoltat de Pfizer pe data de 23 decembrie. Persoanele vaccinate vor primi adeverințe. There is finally some good news. We have agency and we have hope. And this is the message I pass to the leaders at the European Council. The Commission has negotiated the broadest portfolio of vaccine candidates. And finally, within a week, the first vaccine will be authorized so that vaccinations can start immediately. And more will follow in the new year. Șefa Comisiei Europene a anunțat că toate țările Uniunii vor avea acces la vaccin în același timp. We have bought more than enough doses for everyone in Europe and we will be able to support our neighbors and our partners around the world through COVAX so that no one is left behind. But to get to the end of the pandemic, we will need up to 70% of the population vaccinated. This is a huge task, a big task. So let's start as soon as possible with the vaccination together as 27 with the start at the same day. Agenția Europeană a Medicamentului va autoriza săptămâna viitoare vaccinul de la Pfizer. Inițial era anunțată data de 29 decembrie. Uniunea Europeană pregătește și o campanie de informare privind vaccinul. Marea Britanie și Statele Unite se numără printre țările care au aprobat deja vaccinul companiilor Pfizer și BioNTech și au început campania de vaccinare. Între timp, în SUA este investigată o puternică reacție alergică la serul Pfizer în cazul unei asistente din Alaska. Femeia de vârstă mijlocie nu avea un istoric de alergii și nu mai intrase vreodată în șoc anafilactic, reacție alergică ce poate fi fatală. Pfizer spune că monitorizează atent toate raportările. Datele disponibile arată că vaccinul are o eficacitate ridicată pe termen scurt împotriva noului coronavirus și provoacă doar efecte secundare ușoare. Date pe termen lung nu sunt încă disponibile. Emmanuel Macron a fost testat pozitiv la COVID-19. Președintele francez se va izola timp de 7 zile. Macron este într-o stare bună și nu a dezvoltat o formă gravă a bolii, anunță într-un comunicat președinția franceză. El va continua să muncească de la distanță. Surse din anturajul președintelui declarau zilele trecute că Macron s-a testat de mai multe ori de la începutul pandemiei. Nu este clar de unde a contractat virusul. Săptămâna trecută, președintele Franței a participat la o reuniune a șefilor de stat ai Consiliului European. La Bălți a fost inaugurat astăzi bradul, dar și târgul de Crăciun. 10 de oameni s-au adunat la eveniment. Din cauza pandemiei, în acest an nu se vor organiza concerte. Totodată, patinoarul și caruselele nu au fost instalate. La inaugurare a participat și primarul orașului, Renato Usatăi. Luminițele au fost aprinse de Renato Usatăi, care a ieșit în fața mulțimii și și-a dat jos masca atunci când și-a ținut discursul. Zeci de oameni s-au adunat în jurul bradului, iar unii au uitat de regulile impuse de pandemie. Toți oricum să păstrați distanța socială, să nu creăm probleme medicilor noștri. Din cauza pandemiei, în acest an la Bălți nu a fost instalat patinoarul. Primarul a anunțat că nici concerte nu vor fi. Только нам все-таки нельзя по закону было открыть каток, который вы знаете, что каждый год нельзя было открыть для детей карусели. Вечером, когда вы будете гулять с детками, семьями,
мы установили специальный этот экран, на котором будут транслироваться все новогодние концерты за предыдущий год. Uitând de restricții, Renata Usatăi s-a plimbat prin mulțime și a făcut poze cu locuitorii. Dar a făcut și cumpărături la târgul de Crăciun. Este foarte bine amenajat, sunt dulciuri, prăjituri pentru copii, izvar pentru părinți. Acum două zile a fost inaugurat și pomul de Crăciun din Orhei. La eveniment, Partidul Șor a organizat un concert la care s-au adunat sute de oameni. Iar la Chișinău, în acest an, nu s-a deschis târgul de Crăciun și nu s-au desfășurat concerte. Pentru că nu pot veni ei, trimit acasă colete. De sărbători, moldovenii stabiliți peste hotare își bucură rudele cu daruri, iar în colete pun dulciuri, haine și dorul adunat de-a lungul anilor. Înapoi, microbuzele pleacă la fel de încărcate. Salam, fructe și vinul de casă ajung în Italia, Franța sau Marea Britanie. Vrem să transmitem un colet unei rude din Paris. Italia? Ca de anul nou, cadouri. Niște vin, niște cărniță acolo. Jucării de pluș, dulciuri moldovenești, salam și alte bunătăți au fost aranjate în colete și trimise peste hotare. Mariana a venit cu trei tablouri pentru sora ei stabilită la Paris. Cadouri. Cadouri de anul nou. Toate neamuri. La fel. Soțul și fica. Și asta tot medicăm. An de an, înainte de sărbători, sora ei are grijă să-i trimită și ea un colet. Produse alimentare, haine și bani. Și acolo? Ai vrea un pic să o deschidem acum, până ne arătați și nouă. Cine știe, poate am ceva secret. Femeia nu s-a întors acasă cu mâna goală. A primit cadouri pentru copiii săi venite tocmai de la Paris. Dina Andrițchi are toți copiii și nepoții stabiliți la Paris. Îi dădeau lacrimile când a început să povestească despre ei. Trei copii am acolo și toți acolo și nepoții și toți, pentru că nu există în țara noastră locuri de nu pot că am emoții. Ca să-și mai aline dorul și durerea, le pregătește de fiecare dată un pachet care să le amintească de Moldova. Carne de casă, ouă de casă, dulciuri să le aduc aminte de casă, de țară, de oricum acolo sunt alte tradiții, alte bucate. Pentru că vreau să-mi bucur nepoții, ei nu sunt lângă mine ca eu să-i pot bucura în fiecare zi. În fața circului e aglomerație mare, zeci de microbuze stau parcate și sunt pline cu pachete venite din străinătate. Oamenii cu greu își pot găsi un loc de parcare pentru că la rândul lor au venit și ei cu pachete, cadouri pentru rudele lor aflate peste hotare. Unii, ca să mai uită de ambuteiajul creat, și-au conectat în mașină muzică de sărbătoare. Dar nu, cum așa nu zic, dar cum merge pe jos? Mai multă lumea anul ăsta decât anul trecut. De 3-4 ori mai mult. Fiica acestui bărbat locuiește în Italia, așa că i-a pregătit un colet. Cornișor de este micuț, altfel de dulciuri încât din prăjduri. Am o jumătate de oră de când caut și nu pot găsi mașina. Chiar dacă sunt obligați să poarte mască și în spațiul deschis, majoritatea oamenilor nu o aveau. Periculos, îmi pare, dar știți, eu și așa mă jujar, dacă nu mai porți pe asta, mi-e rău, mai fug și eu din părți. Doi taximetriști și un ofițer de patrulare au fost bătuți aseară de trei tineri la Ungheni. Unul dintre șoferii de taxi este acum la reanimare, în stare gravă, iar ceilalți sunt cu leziuni ușoare. Potrivit poliției, aseară, indivizii, unul de 19 și doi de 17 ani, fiind în stare de ebrietate, au sărit la bătaie la un taximetrist care i-a dus unde au solicitat aceștia. Un coleg de-al său a sărit în apărare, dar și el a fost lovit. Poliția a intervenit, iar altercația a continuat, fiind rănit și un polițist care s-a ales cu uniforma ruptă și taxiul a fost avariat. Tinerii au fost reținuți pentru 72 de ore.
Să mănânci cu propriile mâini poate este un gest căruia nu-i prea dai atenție. Pentru un bărbat cu paralizie care nu simte nici măcar degetele, experiența este străină. Acesta a reușit cu ajutorul tehnologiei să mănânce de unul singur o prăjitură după 30 de ani. El a controlat niște brațe robotice cu gândul. De 30 de ani, Buz Khmilevski nu își poate mișca brațele sau picioarele și nu își simte degetele. Cu ajutorul tehnologiei, el poate controla niște brațe robotice cu gândul și a putut să mănânce de unul singur un desert după 30 de ani. În urmă cu 2 ani, bărbatul a fost supus unei operații pe creier care a durat 10 ore. Medicii i-au implantat 6 electrozi în ambele părți ale creierului. La câteva luni distanță, el putea deja să controleze aceste brațe doar cu ajutorul minții. E primul om din lume capabil de așa ceva și totul a plecat după ce Buz a acceptat să participe la un studiu clinic al unui spital din Baltimore, Statele Unite. O femeie în vârstă de 51 de ani a murit, iar 2 pasageri au fost transportați la spital după ce mașina în care se afla a fost lovită puternic de un autocar la Telenești. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat astăzi în jurul orei 8 dimineața în localitatea Brânzenii Noi. În urma impactului, pasagera din autoturism a murit pe loc, iar alții 2 aflați în aceeași mașină au fost transportați la Spitalul Raional din Telenești. Reprezentanții instituției ne-au spus că după ce aceștia au primit primul ajutor, au fost externați, neavând leziuni sau traumatisme grave. Pe acest caz a fost deschis un proces penal, iar alte circumstanțe se stabilesc. Timp de mai bine de 4 ore, Vladimir Putin a răspuns astăzi la întrebările jurnaliștilor și în premieră ale cetățenilor la tradiționala sa conferință de sfârșit de an. Liderul rus nu a participat fizic, ci prin videoconferință. El s-a aflat la reședința sa din afara Moscovei, iar ziariștii în mai multe centre media din țară. Vladimir Putin a răspuns la 60 de întrebări, printre care cele legate de coronavirus, pensii, salarii, dar a vorbit și despre articolele legate de familia sa, apărute în ultima perioadă, precum că ar avea o fiică și s-ar menaja rudele. Evident că a negat totul. Всегда исхожу из того, что я должен делать то, что считаю нужным для нашей страны, а не то, для того, чтобы все делаю не для того, чтобы выглядеть красиво для кого-то там с бугром. În ceea ce privește ultimile investigații despre otrăvirea lui Navalny, Putin a recunoscut că opozantul rus este monitorizat de serviciile speciale ruse, dar a negat că ar fi comandat otrăvirea acestuia. Вот этот пациент берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужба, конечно, должна за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Ты понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Путин a respins și acuzațiile privind implicarea Rusiei în alegerile din Statele Unite, când Trump a câștigat primul mandat. Cât ține de alegerile din 2024 din Rusia? Я для себя еще не принял решение. Пойду на выборы в 2024 году. Cum anul 2020 a fost marcat de pandemia de coronavirus, multe întrebări au fost anume despre virus, dar și despre campania de vaccinare care a început în Rusia în această săptămână. Putin a spus că încă nu s-a imunizat, dar a promis că o va face, dând asigurări că preparatul rusesc Sputnik V este eficient. Те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю. Как только это станет возможным. La conferința din acest an au participat doar 200 de jurnaliști ruși și străini. În stilul clasic, Putin a răspuns evaziv la problemele arzătoare. Nu au lipsit întrebările mai de ochiate. Как простому русскому человеку, вот простому, обыкновенно, каких большинство, описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику? Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда
при падении секции батареи на ногу нужно говорить редиска, а не употреблять ненормативную лексику. В принципе, язык русский достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к этой ненормативной лексике, о которой вы сейчас сказали. Conferința de astăzi a fost a 16-a și a avut loc în format online. Jurnaliștii nu au venit la Moscova, ci s-au adunat în centre media amenajate în mai multe orașe ale Rusiei. Anul trecut a participat un număr record de jurnaliști, aproape 1900, iar conferința a durat 4 ore și 15 minute. Situație rară în Japonia, care a fost lovită de ninsori abundente. Comunități întregi au rămas izolate din cauza căderilor masive de zăpadă, iar peste 10.000 de gospodării sunt fără curent electric. Sunt zone unde nămeții au atins și 2 metri. Yeah, it looks nice and but it's really not particularly cold. We don't really get too cold here. Un front atmosferic rece a adus ninsori abundente asupra unor zone extinse din Japonia, iar meteorologii au avertizat cu privire la producerea de avalanșe și de perturbări ale traficului. Ninsorile abundente din centrul Japoniei și de-a lungul coastei de nord au izolat comunitățile și au întrerupt curentul electric la aproximativ 10.000 de gospodării, determinând guvernul să convoace astăzi o reuniune de urgență. Peste 150 de centimetri de zăpadă au căzut în orașul Minakami, la nord de Tokyo, în timp ce în orașul Yuzawa fuseseră înregistrați circa 130 de centimetri. Ninsorile abundente au provocat anularea a 10 de curse feroviare în insula nordică Hokkaido. Temperaturile au scăzut până la minus 20 de grade Celsius în unele zone. Unora, mai ales copiilor, nămeții le-au adus multă bucurie și motiv de distracție. Agenția meteorologică nipone prognozează că ninsorile vor continua să se abată asupra insulei Hokkaido și coastei Mării Japoniei. Ninsori abundente s-au înregistrat și pe coasta de est a Statelor Unite. Orașul Boston a fost acoperit de un strat de zăpadă de peste 60 de centimetri. Controverse puternice și ironii la Vatican. Piața Sfântul Petru a găzduit de-a lungul anilor mai multe reprezentări ale nașterii Domnului, însă cea de anul acesta arată de parcă ateriza din spațiu. Darth Vader și un astronaut sunt vedete în scena biblică. Scena, care include un astronaut și un personaj care amintește de Darth Vader din Star Wars, a stârnit controverse în mediul online. Fecioara Maria, Iosif, cei trei magi și pastorii arată ca niște piese de șah cubice, iar animalele sunt ghemuite. It made me think of bowling pins with a baby Jesus as a ball. I liked it, but I preferred last year's, but it's not too bad. Vaticanul folosește o scenă a nașterii Domnului diferită în fiecare an, de obicei aceasta fiind donată de municipii sau artiști. Reprezentarea modernistă de anul acesta, care a fost expusă în mai multe locații, a fost creată de studenții și profesorii din Castelli, un orășel italian faimos pentru creațiile sale din ceramică. Tot în piața Sfântul Petru de Crăciun a fost deschisă a 43-a ediție a expoziției numită sugestiv 100 de pătuțuri în Vatican, în cadrul căreia este reprodusă scena nașterii lui Iisus Hristos. Questo è un Natale diverso da tutti quelli che abbiamo vissuto in questi decenni scorsi. È un Natale però che non ci fa sentire soli perché siamo in quella solidarietà di sofferenza con il mondo intero. Se crede că Sfântul Francisc de Assisi a fost primul care a decis să reproducă scena nașterii lui Isus în orașul Grecio la începutul secolului al XIII-lea. Invazie de copitate într-o provincie din Turcia. O oaie, o capră și 3 miei evadați au asaltat primăria, provocând haos în jurul clădirii. Angajații municipalității au avut parte de o adevărată provocare până au prins animalele, iar pe unii i-au pus pe fugă. Capra, oaia și 3 miei au mers în audiență la primăria din provincia centrală Nevsehir din Turcia, urmărind lucrătorii municipalității din jurul clădirii. Animalele nu s-au lăsat prinse cu una cu două. După
După mai bine de o oră, animalele au fost întoarse la ferma de unde au fugit, iar primarul din Nevşehir a mers să se asigure că sunt bine. O zaman biz bunu alıp bizim hayvan kasabasına götürüp bütün çocukların sevmesini sağlayalım. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul Las Fierbinți. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 0222 13645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 0794008. Eu vă doresc o seară frumoasă!